Presa liberă trecere. Bună seara, bun găsit tuturor la Presa Liberă Trecere. Este prima ediție din această săptămână. Doamnelor și domnilor, zilele trecute, mai precis pe 15 mai, a fost sărbătorită Ziua Internațională a Familiei. Anul acesta, în 2015, marcarea acestui eveniment s-a axat pe promovarea egalității de gen și a drepturilor copiilor. Despre importanța și rolul familiei în societate vom discuta cu invitata din această seară. Îi mulțumim foarte mult pentru că a acceptat să fie alături de noi astăzi la Presa Liberă Trecere. Este vorba de doamna profesor dr. Camelia Manuela Sava. Este femeie, înainte de toate, fiică, mamă, soție, profesoară, pentru că și acesta este un rol foarte important despre care vreau să discutăm pe parcursul emisiunii. Bună seara! Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă simt onorată să vin astăzi în fața dumneavoastră și să vorbesc despre un subiect atât de ofertant, cum este familia, fiindcă este o ofertă generoasă. Poți să vorbești din orice punct de vedere. Este vorba de familia în sens creștin, despre familia în sens legislativ, poate implica mai multe conotații psihologice, medicale și sociale. Eu sunt în fața dumneavoastră aici să vă expun o opinie doar, și personală și profesională, așa că voi încerca pe cât posibil să vorbesc despre familia mea și despre imaginea familiei așa cum se reflectă în legătură cu școala, în legătură cu relațiile interpersonale într-o comunitate mică așa cum este a noastră. De ce am decis să vă invit astăzi și nu am vrut să participe și un specialist, un doctor, un psiholog sau un jurist, de ce nu, să ne vorbească despre abuzurile în familie, despre drepturile copiilor, despre tot ce presupune legislația în domeniu? Știu că sunteți o familistă convinsă, știu cât de mult vă iubiți familia, vă iubiți foarte mult sora, Veri, pentru că ne-ați tot vorbit în emisiunea la care ați participat despre importanța celor apropiați, importanța rudelor. Știu cât de apropiată sunteți de cele două fiice ale dumneavoastră. Da, e adevărat. Sunt ferm convinsă că este visul oricărui tânăr, oricărei tinere să își formeze o familie. Dacă stau să mă gândesc și să fac acum din perspectiva omului matur o retrospectivă, orice fetiță își dorește să fie prințesă, își dorește să fie mireasă, așa cum fac fetițele mele, visează la rochii, visează la povești și încă din copilărie se întâmplă să se înfiripe această idee a întemeierii unei familii. Da, chiar adolescentă și copil fiind, mi-am visat așa o familie fericită și în cazul meu provin dintr-o familie unită fericită. Dacă ar fi să vorbesc despre părinții mei care și-au întemeiat la rândul lor o familie de foarte tineri, căsătorindu-se la 20 de ani, așa erau timpurile în anii 70-80. Fetele se căsătoreau foarte repede, dintr-o tradiție oarecum milenară, se spune, pentru că în societatea românească fetele s-au căsătorit întotdeauna foarte, foarte devreme, ceea ce nu mai este cazul zilelor noastre. Mama cred că nu împlinise 20 de ani când s-a căsătorit cu tata, tata mai mare cu un an. Sunt doi tineri care se iubesc, se întâlnesc și își întemeiază un cămin așa cum și-au dorit și cum au visat și au putut. Au pornit de jos. Familia se întemeiază în principal pe un anumit sentiment de iubire, de sinceritate, de reciprocitate și de respect, de ce nu? Ca să vă explic și să vă exemplific, sunt doi tineri care nu sunt râmniceni de origine. Ei provin din satele din jurul Râmnicului. Sunt pe jumătate mocancă din partea tatălui și pe jumătate cojancă de la câmpie din partea mamei.
S-a întâmplat ca orașul să îi unească, s-au întâlnit de foarte tineri și s-au căsătorit. Deci aș fi prima generație, împreună cu sora mea, în familia mea de râmniceni, pentru că noi ne-am născut în oraș. Bunicul patern, bunicul Mihai Asenache, de la Pleșești, este din zona dealului, a stabilit împreună cu soția, cu bunica, să își strămute oarecum gospodăria și să vină în oraș de foarte timpuriu. Deci, chiar dacă nu s-au născut în oraș, tatăl meu și frații lui au făcut școala gimnazială aici în oraș. Aveau 10-11 ani când au hotărât să vină în oraș, bunicul având o profesie oarecum permisivă în mutare, fiind croitor. Și atunci a căutat bunăstarea la oraș și a cumpărat o casă, ceea ce e foarte important pentru că la vremea respectivă proprietățile personale erau oarecum puse sub semnul întrebării. Și bunicul a venit cu 4 copii de la munte. Toți 4 au urmat școala gimnazială numărul 5, astăzi Vasile Cristoforeanu, dintre care 3 băieți și o fată, ultimii 2 băieți gemeni. Și în amintirile lor, astăzi tata și unchiul povestesc multe întâmplări legate de școala 5, de profesorii care erau atunci la școala 5, domnul profesor de muzică Sterian, care astăzi este încă în viață, le-a fost profesor de muzică, doamna profesoară Schreier de română, doamna profesoară Chivu de desen, sunt nume care sunt pomenite în întâmplările din copilărie ale tatălui meu. Mama provine dintr-o familie de agricultori, au fost angajații fabricii de confecții, și au la activ aproape 40 de ani de căsătorie. Celălalt geamăn, din păcate, nu mai este. S-a prăpădit la o vârstă foarte tânără, răpus de o boală fulgerătoare, dar din familiile îngemănate au rezultat niște legături foarte strânse, pentru că în familia mea sunt 2 fete, eu și respectiv sora mea Artemiza Delia, iar în familia celuilalt geamăn sunt 2 băieți, respectiv părintele Cristian Asenache și părintele Marius Asenache. E o oarecare simetrie, o oarecare similitudine. Noi, frații mari, am fost în aceeași clasă, din clasa 1 până în clasa 8-a, la școala gimnazială numărul 5, iar frații noștri, care sunt cam de aceeași vârstă, au urmat tot școala gimnazială numărul 5, cu o diferență de un an școlar între ei, dar au aproximativ aceeași vârstă și ei. Și suntem 2 generații, cei mari, urmând fiecare un drum frumos, spun eu, iar cei mici călcându-ne pe urme, pentru că... Ați reprezentat un model pentru ei. Probabil, da, pentru că o să vorbim și despre imitația și despre modelul familiei. S-au stabilit în familiile respective. Cei 2 băieți Asenache sunt preoți, urmând seminarul și teologia, iar noi, ambele fete Asenache, am fost absolvente de facultate de litere și oarecum pasionate de literatură. Așa s-a întâmplat ca noi să fim, pe de o parte, literate, iar ei, băieții, să-și întemeieze familii și să-și urmeze profesia în domeniul teologic, fiindcă suntem oarecum legați și între noi, dar și de oameni și de comunitate, mai ales că tații noștri erau gemeni identici și cunoscuți așa în comunitatea mică a zonei din care provenim sau a fabricii unde au lucrat. Pentru că și bunicul și bunica și unchiul și mătușa, toți în familie, au fost muncitori la fabrica de confecții.
Nu știu dacă s-au moștenit, dacă s-au transmis anumite lucruri sau e vorba de o simplă întâmplare, deși mie nu-mi place să vorbesc de apariția întâmplării în viața noastră. Atât noastră cât și sora dumneavoastră ați fost urmărite de aceeași ambiție. V-ați luat doctoratul într-o perioadă aproximativ aceeași, nu? Am fost colege de facultate la master și la doctorat, deși există între noi o diferență destul de serioasă, 7 ani. Și totuși, după 7 ani, am reușit la sfatul ei să mă ambiționez și să urmez în același timp cu ea masterul de studii literare de la Universitatea din București și de asemenea să fim colege la școala doctorală și să ne susținem lucrarea de doctorat, teza de doctorat pe subiecte diferite în aceeași zi, având coordonator comun. Era vorba despre doamna profesoară Elena Zaharia Filipaș, profesor universitar la Facultatea de Litere din Universitatea București. Spuneați de modele și de imitație. Este firesc ca în familie părinții să constituie modele sau frații mai mari în cazul nostru. Cu toții știm că de la cele mai vârste, de la cele mai fragile vârste, copiii se comportă prin imitație și fac ceea ce văd în familie. De aceea cred că este foarte important, este foarte importantă educația și este important mediul familial. Prin lege, dacă ar fi fost aici un specialist, v-ar fi vorbit mai mult în acest domeniu. Prin lege, părinții sunt obligați să le respecte integritatea corporală, să le păstreze sănătatea și să se intereseze de sănătatea copiilor și să le ofere educația respectivă. Deși provenim dintr-o familie simplă, care este respectată în comunitate, ambiția de a depăși condiția de familie ne-a caracterizat și ne-a împins mai departe prin muncă, prin seriozitate, prin lucru făcut la timp și făcut cu responsabilitate, pentru că sunt anumite trăsături care se moștenesc în familie, morale și fizice. Știți, în Anglia, de exemplu, oamenii vorbesc despre vreme. E un subiect comun, banal, tipic poporului englez. Vorbesc despre vreme pentru că au clima respectivă și ei sunt oarecum legați. Ei, ce mi se pare mie specific în situația noastră a românilor, vorbim deseori și poate e un lucru banal, nu ne dăm seama. Cu cine seamănă copilul? Toată lumea se întreabă. Când te întâlnești pe stradă tânără mămică sau tânără familie cu un copil mic, toată lumea seamănă cu mama sau seamănă cu tata. Și mie mi se pare că aceste lucruri sunt specifice. Nu le-am mai întâlnit. Cel puțin, din câte știu așa, în familiile românești se pune problema de când se naște micuțul, seamănă cu mama, seamănă cu tata. Și de atunci, la câteva zile, este sănătos, seamănă cu... Exact, da, cu mine, da, culoarea ochilor, da? Culoarea părului, da, sunt anumite trăsături fizice care se moștenesc. Este firesc. Dar este un subiect tipic de discuție pentru noi românii. Și mi se pare normal că trăsăturile fizice și morale să alcătuiască, mi se pare normal că acestea să alcătuiască o matrice material-spirituală. Copilul vine din familie, încă de la naștere, cu un anumit bagaj. Este, poate o să spuneți, acea matrice spirituală, dar și fizică, de care vorbesc filozofii, de care vorbesc scriitorii și pe care au experimentat-o și au pus-o în practică. Noi poate semănăm vorbăreți așa cu darul povestirii, cu darul vorbirii cu tata, pentru că tata are așa un farmec de a povesti și de a rememora întâmplări mai hazoase, mai nefericite și poate mai riguroase și mai ambițioase cu mama, pentru că ea ne-a împins așa involuntar, poate n-a știut ce face sau n-a conștientizat prea tare, dar involuntar semănăm pe această cale a lucrului bine făcut cu mama.
Vreau să vă spun că sunt foarte fericită. În familia mea sunt 4 generații de fete. Trăiesc bunicile mele, ambele bunici. Cea mai în vârstă veterană a familiei are 94 de ani, o să facă luna viitoare 94 de ani. Este o femeie simplă, o țărancă de la câmpie, locuiește acum cu mama, fiindcă părinții mei au grijă de ea și n-ar putea să se gospodărească singură, deși anul trecut încă mai făcea lucrul acesta, dar au adus-o ca să o aibă sub supraveghere și sub îngrijire. Este independentă, se mișcă, este lucidă, este bunica maternă care m-a crescut, fiindcă vremurile au fost de așa natură în anii 80, încât părinții au hotărât, lucrând în schimburi, să merg la țară încă de la vârsta de un an și ceva, cred că înainte de un an. Am fost un copil rebel și n-am reușit să mă acomodez la creșă. Și plângând foarte tare, părinții m-au dus la țară, unde am crescut într-un element absolut fantastic, într-un univers absolut fantastic. Este vorba despre un sat la 25 de kilometri de Râmnic, fiind foarte legată de natură, de animale, de muncile câmpului, și bunicii materni chiar m-au crescut cu o dragoste și cu o îngrijire deosebită, deosebită. Am ținut legătura cu bunicul până în clipa morții și câteodată chiar îi simt așa lipsa, fiindcă el mi-a văzut pașii în devenire, de la copilărie, adolescență până la maturitate, până în ultimul moment al vieții sale, văzându-mă tot ca pe un copil. Iar cealaltă bunică, bunica paternă din partea tatălui, are și ea o vârstă destul de înaintată, la fel este independentă, foarte lucidă, foarte activă, are 88, împlinește 89 de ani. Este o femeie credincioasă, deși văduvă de foarte tânără și crescând 4 copii, a trecut prin multe. Dar mi se pare că este fenomenal ca la vârsta asta să fii cât de cât pe picioarele tale și să... Spunea că este bunica din partea tatălui, da? Da, cea care a crescut gemenii. Este foarte credincioasă, deci, și această legătură divină s-a moștenit și celor doi verei dumneavoastră. Pe filiera aceasta am fost crescuți în spiritul bisericii, pentru că la urma urmei, familia este strâns legată de biserică. Omul trece prin viață, prin întâmplări fericite sau nefericite și prin evenimente fericite sau nefericite, care se leagă de prezența bisericii, de ritualurile religioase săvârșite în sânul bisericii. Ne naștem, ne botezăm copiii în biserică, apoi, întemeind o familie, căsătoria religioasă se petrece în biserică și omul este strâns legat de-a lungul vieții, vrând nevrând. Sunt unii care poate nu vor să recunoască rolul important sau care au de cârcotiți și de găsit argumente pro și contra. Dar noi am fost crescuți în imaginea bisericii. Vreau să vă spun că în copilăria mea, bunicii mei materni locuiesc aproape vis-a-vis de biserică și am fost crescută cu sunetul clopotului aproape, știam că se bate clopotul pentru că a doua zi este duminică și toți săranii lăsau lucrul și se pregăteau pentru odihnă. Știam nunțile, știam înmormântările. Chiar astăzi, matur fiind, am avut o surpriză foarte plăcută. Preotul din satul mamei, care mă știe de copil și dacă mă întâlnește pe stradă, mă recunoaște și stăm de vorbă și chiar avem așa o relație de amiciție, de prietenie, în sensul că este o legătură duhovnicească stabilită între copilul care eram cândva și omul matur care sunt astăzi. Respectul părintelui Valeriu, chiar Valeriu Chioveanu se numește, chiar m-a surprins în mod deosebit plăcut și de câte ori am ocazia să discut cu domnia sa, sunt foarte încântată și încărcată pozitiv, spiritual. Iar în oraș, crescând, suntem legați cumva de curtea bisericii cu Via Paraschiva,
unde veneam copii fiind la toate slujbele, ceea ce mi se pare un lucru firesc, fiindcă așa a fost să fie, așa am fost crescută. Încerc pe cât posibil să le cultiv și fetițelor mele această apropiere, pentru că vine în datoria mea și de părinte și de mamă, dar și de creștin la urma, de bun creștin la urma urmei, botezându-mi fetițele, ducându-le la împărtășit sau încercând să le dezvolt o anumită conduită în spiritul toleranței, în spiritul întrajutorării, mai ales că se adaugă și partea școlară, fiindcă și doamna învățătoare și doamna educatoare pentru cea mică au cultivat această apropiere față de biserică, ducându-i la împărtășit, participând la diferite activități, eu știu, colecte sau activități de-astea care să implice generozitatea și caritatea. Și e bine că se întâmplă de la cele mai fragede vârste, fiindcă se poate dezvolta armonios un copil. Așa cum spunea și prefericitul părinte Daniel, copiii sunt un dar și o binecuvântare de la Dumnezeu și trebuie să-i educăm și să-i în spiritul valorilor creștine. Pentru că, pe de o parte, mi se pare o frustrare să interzici unui copil pentru că tu nu crezi sau tu nu consideri bine că este necesar să meargă la biserică sau să studieze religia. Nu știu, nu vreau să intru în polemică. Unii părinți consideră că ar fi o îndoctrinare și că nu au vârsta necesară să iau o decizie în acest sens. Dar sunt simplu copii care cer ei, solicită pur și simplu de la vârste foarte fragede de acest lucru, fără să le impună părinții. Nimeni, da, da. Așa este. Să țină post sau... Da. Nu i-am interzis niciodată fiicei mele mai mari să țină post sau dacă a vrut un lucru sau dacă a venit să mă întrebe un anumit lucru, i-am explicat cu răbdare și am încercat să mă cobor și să mă conving că a înțeles pe măsura vârstei respective. Sunt nevoile lor spirituale și trebuie să le respectăm, da. Fără a vorbi de îndoctrinare, așa da, cum sunt idei pro și contra. Voiam să vă întreb de fiicele dumneavoastră. Ce le-ați recomanda pentru viață? Ce drum vedeți dumneavoastră că vor ele să urmeze? Pe ce filieră se descurcă cel mai bine? O moștenesc pe mami, pe tati, dacă tot întrebăm din primele zile ale copilului cu cine seamănă? În special cea mare are așa o inclinație artistică pentru că trăiește încă de mică printre cărți, printre jocuri și jucării. Eu zic că și-a dezvoltat mai mult partea asta comunicativă și mergând la lecțiile de pian, eu zic că este așa o fire artistică meditativă. Însă este un copil normal. Îi plac foarte mult sporturile, de exemplu, practică de un an karate. Este o activitate sportivă binevenită, mai ales... Am înțeles-o cu rezultate de la doamna profesoară, da, de la instructorul de karate. Da, au venit și rezultate pe măsura muncii și pe măsura vârstei ei. Am încercat să o apropiem și pe cea mică, dar este bine să meargă în mod programat și regulat, să facă un sport, să practice un sport. Iar în timpul liber, în special în anotimpurile mai calde, primăvara, vara, până toamna târziu, merg cu rolele, merg cu bicicletele și sunt foarte încântată că sunt preocupate de asemenea activități pentru aerul liber, fiindcă știți, calculatorul, jocurile pe calculator, televizorul cu foarte multe oferte de desene animate sunt într-adevăr tentante și în anotimpul rece stau foarte mult în casă. Ne locuim la bloc, ele își petrec foarte mult timp în casă. De când începe frigul până primăvara, n-avem ce să facem. Asta este probabil și situația celor care locuiesc la casă, nu cred că își permit să se joace. Dar și la zăpadă, la săniuș, nu le-am interzis niciodată, chiar a fost o bucurie și pentru noi ca părinți. În schimb, cea mică este un pic mai îndemânatică, să zic așa, pe partea tehnică. Desenează foarte frumos și
este mai ambițioasă, mai, eu știu, stăpână pe ea la vârsta respectivă. Cea mare era mai strâns legată de mama, de cu mama, să fie mama, să vină mama. Ei, cea mică este mai independentă. Eu aș spune așa că e un copil probabil și mai alintat, dar un copil șef. Este bine să fie așa. Deci și se sizează mici diferențe între surori. În personalitate și în modul de comportament și de a gândi și de a se manifesta, da, sunt diferențe, deși sunt fetițe amândouă, se joacă, ele colaborează, au așa o legătură și le-am cultivat această legătură, plus că sunt legate și de verii lor, pentru că cei doi preoți au și ei la rândul lor copii și suntem cam pe același nivel de vârste. Știți, v-am mai spus că copiii noștri sunt în clasă, fiica mea cea mare este colegă de clasă cu fiul cel mic al părintelui Cristian. Sunt ambii clasa a treia la școala gimnazială Vasile Cristoforeanu. Și vreau să insistăm puțin, pentru că un alt punct comun, un element care vă leagă este și doamna profesoară Marie Marcela. Așa este. Doamna Marie Marcela ne-a fost nouă învățătoare și copiii noștri merg în aceeași clasă. A fost o alegere fericită, a fost o coincidență fericită, fiindcă timpul a trecut și când ne-am trezit părinți, chiar ne-am întrebat, oare o să putem să ne ducem copiii în clasă la doamna Marin Marcela, și așa s-a întâmplat. Iar cea mică va urma grupa 0 anul următor, probabil tot la doamna Marin Marcela, pentru că nu neapărat să se păstreze tradiția, pentru că avem încredere și am fost foarte încântați de colaborarea cu școala Vasile Cristoforeanu și în special cu doamna Marie Marcela. E un om excepțional și activitățile făcute sunt într-adevăr deosebite. Ca să mergem tot pe această idee a familiei, vreau să vă spun că și fetițele mele au găsit în școală o a doua familie. Este metaforic ceea ce vă spun eu vorbind, a doua familie, școala. Dar așa se întâmplă. Chiar vorbeam cu soțul meu într-o dimineață și spunea, tu ai observat că nu se plânge niciodată că vai, iar trebuie să merg la școală. Niciodată. Ea este foarte încântată să meargă la școală. Colegii ei sunt prietenii ei. Clasa ei este atât de sudată, atât de bine a reușit să îi unească și să îi facă să se simtă ca într-o familie, doamna învățătoare, încât fetița mea iubește să meargă în acea școală. Vreau să vă întreb, ca mamă, ca profesor, într-adevăr putem vorbi de trei factori primordiali în educarea copilului: familie, școală, biserică. Așa se întâmplă. Primii pași sunt făcuți sub supravegherea mamei și a tatălui. Este universul primar unde copilul se naște, crește și evoluează. Și primii ani sunt foarte importanți. Sunt foarte importanți fiindcă va lua cumva inconștient sau mai puțin conștient, va lua acele obiceiuri din familie. Deci modul în care ne raportăm acum la copii se va reflecta, îi va influența, îi va afecta regretabil în mod direct pe copii. Și mă gândesc la tinerii care își vor întemeia familii sau nu, care vor avea copii sau nu, care își vor educa copiii sau nu. Pentru că generațiile actuale de tineri sunt destul de problematice, sunt destul de libertine. În cazul nostru, a celor care suntem născuți înainte de 89, pentru că este o diferență de mentalitate, de condiție economico-social-politică, autoritatea paternă exista și se impunea de la sine. Tatăl lua deciziile și copiii. Acum nu mă gândesc la modul moromețian, adică să mă întorc la romanul lui Marin Preda și să spun tatăl este pater familias. Dar totuși, autoritatea tatălui era respectată și era vizibilă.
Și, și de fiecare dată când se greșea în familie, copilul avea o problemă, mama era arătată cu degetul, mama era vinovată. Da, și astăzi se întâmplă așa, sunt ferm convinsă. Numai că autoritatea părinților era mult mai vizibilă. Apoi, venea școala. Școala, v-am spus, pentru fetița mea înseamnă o a doua familie. Pentru mine, ca dascăl, școala înseamnă o altă familie. Merg acolo și îmi cunosc colegii și de bun și de răi și la evenimente fericite și la evenimente nefericite. Suntem individualități și personalități diferite, suntem orgolii diferite, dar totuși, în momentul în care intri într-un colectiv și trec ani și începi să te cunoști, ești ca într-o familie. Și bărbați, și femei, și mai tineri, și mai puțin tineri. Ei, școala este al doilea prag, este a doua etapă în care copilul intră, începând cu primele clase de școală, școala primară, școala gimnazială, și atunci se capătă anumite deprinderi intelectuale, se dezvoltă anumite abilități, intervine concurența, intervine colectivul. Sunt și lucruri bune, sunt și lucruri mai puțin bune, invidii sau discuții colaterale, sunt absolut sigură. Dar și aici, în momentul în care ai intrat într-un colectiv și încerci să uniformizezi și să pui presiune ca toată lumea să se comporte, să adopte un anumit comportament, își pune amprenta și educația din familie. Copilul poate să facă, vrea să facă, pentru că știe să facă anumite lucruri, fiindcă le-a învățat și în familie. Și observ că lucrurile iau o întorsătură destul de proastă, fiindcă scapă de sub control educația din familie, părinții nu mai au nici timpul necesar, nici răbdarea necesară, pentru că societatea îi solicită în altă direcție. Sunt familiile, așa cum știți, despărțite, părinții, despărțite legal sau nu, voit sau nu, fiindcă părinții pleacă la muncă în străinătate, îi lasă pe copii singuri sau, în cel mai fericit caz, cu bunicii sau cu un tutore care să aibă grijă și atunci se petrece o ruptură, are loc o ruptură între părinte și copil și educația scapă de sub control. Sunt anumite lacune, dar vreau să vă spun că sunt și copii care se mobilizează cumva și trec peste această traumă, peste această dramă a despărțirii de părinți. Și aici ar fi fost interesant punctul de vedere a unui psiholog. Ca profesor, am întâlnit situații când copiii sunt despărțiți de părinți prin prisma plecării acestora la o muncă în străinătate. Se cunosc așa după comportament și după figură, sunt un pic mai triști, sunt un pic, adică deseori îi văd afectați. Rar se întâmplă ca acei copii să fie, eu știu, ajutați sau să aibă ei puterea, să aibă tăria să treacă peste această lipsă, care nu poate fi suplinită de nimeni. Sunt marcați, clar. Da, nici de bunică, nici de bunic, nici de nimeni. Vorbeați dumneavoastră despre importanța părintelui în familia din trecut, despre importanța tatălui, când tatăl decidea, toată familia se supunea. Cât de important este ca cel mic să fie îngrijit, crescut, educat de ambii părinți, în condiții în care recent a fost luată acea decizie ca tatăl în perioada de concediu postnatal să aloce o perioadă, cred că e vorba de o lună, două, nu știu, pentru creșterea copilului. Este foarte important să se implice ambii părinți și copilul se dezvoltă armonios numai lângă ambii părinți, pentru că așa în momentul în care intervin anumite probleme, anumite discuții, așa ar fi un dezechilibru să fie crescut numai de mamă sau să fie crescut numai de tată. Că se întâmplă, sunt din ce în ce mai des divorțuri și despărțiri sau căsătorii neîncheiate, dar din care rezultă copii, din concubinaj sau din afara căsătoriei, și atunci tot copilul suferă, pentru că nu este un echilibru. În toate trebuie să existe o armonie, o măsură, o
configurație care să implice triunghiul, mamă, tată și copil. Copilul învață primele cuvinte, primele sunete de la cele mai mici luni, da? Când pronunță primele sunete, 6-7 luni au pronunțat fetele mele, mama. Dar în următoarea etapă, următorul cuvânt este tata, pentru că se obișnuiesc cu imaginile celor doi, mamă și tată. Este un triunghi perfect. Este foarte important ca și bărbații să se implice, tații în special, fiindcă poate în trecut tatăl era mai puțin implicat, dar avea rolul cel mai important în ceea ce privește decizia, decizional, responsabil. Responsabilitățile unei familii cădeau în mare parte asupra tatălui, pe când treburile casnice erau preluate de mamă. Dar și în familia modernă se încearcă un parteneriat așa, da, mamă-tată, da, în creșterea copilului. Da, și de aceea este și ziua tatălui, de aceea există posibilitatea ca la divorț tatăl să ia copiii. Mi se pare normal să fie așa. Pentru că sunt tați care își asumă rolul la modul serios. Am văzut situații, m-a impresionat un părinte rămas văduv, care și-a crescut copiii singur, tânăr, foarte tânăr. Nu pot să dau numele, dar există și mi s-a părut excepțional cât de bine s-a descurcat cu doi copii, fată și băiat, să-i crească singur după moartea soției. Sunt și asemenea cazuri excepționale. Poate pentru că are o tărie de caracter deosebită, poate pentru că și-a iubit copiii mai mult decât orice altceva și s-a lăsat pe sine. Pentru că la un moment dat în familie există și spirit de sacrificiu. În afară de respect, în afară de încredere reciprocă, există multe, multe alte lucruri care converg în același punct, în a avea o familie. Știți, tatăl meu are o vorbă, mereu o rememorez, o readuc așa în minte, mi-o readuc când am câte o chestie sau câte un dubiu. Ați face o familie, ați întemeia o familie, este foarte greu. Este foarte greu pentru că în zilele de astăzi primează anumite lucruri economice, sociale, o carieră, nu știu, sunt multe, multe lucruri care duc la întemeierea unei familii sau la neîntemeierea unei familii. Sunt multe argumente pro și contra. După ce te-ai întemeiat-o, spune tata, deci a-ți întemeia o familie este foarte greu, dar este și mai greu să-ți menții familia, să-ți duci familia mai departe, pentru că trebuie să ai acea înțelepciune, cine mai lasă, cine mai cedează, e vorba de compromisuri, e vorba de toleranță, compromisuri. O anumită înțelepciune pe care o ai sau nu o ai, să-ți asumi anumite responsabilități, să încerci să cunoști omul de lângă tine, să încerci să îl ajuți, pentru că se bazează pe ajutor reciproc în anumite situații, să iei deciziile de comun acord. Nu mai ești doar tu, trebuie să renunți clar, da, la orgolii, nu te poți afirma, da, doar tu ca, da, și individ. Și când intervin și copiii, clar, există un sacrificiu pe care trebuie să ți-l asumi. Involuntar sau nu, poate pe moment nu realizezi că te-ai sacrificat sau că trebuie să faci anumiți pași. Dar eu cred în politica pașilor mărunți. Mai bine mai încet și mai puțin, dar sigur, decât totul dintr-o dată și riscând să pierzi mai târziu ceea ce ai acumulat. Ce vreau să vă întreb? În România, familiile se confruntă tot mai des cu maternitatea sau paternitatea din adolescență. De la vârste tot mai fragede, tinerii noștri devin părinți. Copii care fie ajung să fie crescuți de bunici, fie ajung în centrele de plasament. Da, știu situația, am cunoscut câteva cazuri. E nefericit că se întâmplă așa, deși există surse de informare, deși există modalități nenumărate de a preîntâmpina aceste cazuri. Eu aș zice că rolul planningului familial e foarte bine de văzut, de dorit, fiindcă ar trebui mai mult accentuat, cel puțin la vârsta adolescenței, când
intervin anumite schimbări și intervin anumite probleme. Până la urmă, dacă devin mămici, pentru că au fost câteva cazuri, nu este un lucru, eu știu, de condamnat. Au dat viață unei vieți. Că au greșit, că își vor asuma greșeala mai târziu, că vor regreta, este până la urmă o problemă a familiei și nu numai a societății. Ce să vă spun? Am cunoscut cazuri când au născut fetele și vreau să vă spun că excepții de genul acesta se întâmplau chiar și în generația mea. Nu era nicio nenorocire că X s-a născut în clasa a 10-a. S-a întâmplat. A fost un fapt de viață și luat ca atare, copilul a crescut. Dar e foarte greu ca adolescent fiind să poți să-ți asumi responsabilitatea creșterii unui copil. E foarte important dacă respectivul adolescent își continuă studiile, pentru că școala este școală la urma urmei. Să ai un copil, tu fiind la rândul tău totuși un copil, și să renunți și la școală este și mai mare dezastru și probabil regretele vor fi și mai mari. Am văzut și definitiv ar trebui să se bucure de sprijinul părinților, acel copil să rămână în familie. Al școlii, al școlii să-și continue studiile. Legea le permite să meargă la școală în continuare. N-am văzut cazuri, decât dacă au renunțat de bunăvoie. Dacă au renunțat de bunăvoie la școală și s-au pierdut pe parcurs. Dar, da, sunt anumite probleme și că nasc un copil sau că, până la urmă, este opțiunea fiecăruia. Dar, vedeți, sunt probleme și mai mari. Sunt boli, sunt tot felul de, eu știu, argumente. Nu numai fizice, boli fizice, dar pot fi depresivi, pot fi pierduți pentru societate. Dacă se pot salva acele cazuri, e cu atât mai bine. E bine de preîntâmpinat. Cel mai bine așa ar fi. O campanie de promovare a... eu știu... Încă o dată vorbim de importanța comunicării copil-familie, copil-mamă, fată-mamă. Este esențială. Da, și din păcate această comunicare s-a deteriorat. În ultimii 10-20 de ani s-a deteriorat. Și văd din ce în ce mai mult o agresivitate, fie din partea copiilor, dar și din partea anturajelor, pentru că la urma urmei, școala presupune și educația în sensul acesta al comunicării. Știi să comunici bine sau vrei să comunici bine și până la urmă să fii influențat de diferiți factori, da? De X, de grupul la care vrei să te afiliezi. Că se întâmplă, au prietenii, au dușmănii și ei. Nu ești în grupul cu tare pentru că nu faci nu știu ce. Nu ești cu noi pentru că nu vrei să fii ca noi. Și atunci adolescenții sunt foarte ușor de influențat. Sunt foarte ușor. Încă de la clasele gimnaziale îi văd foarte ușor de influențat. Iar părinții, deși își dau silința, să știți că îi văd străduindu-se și oferindu-le orice. Deci material, unii sunt... la un prag superior. Dar ar trebui să înțeleagă și poate, dar vor înțelege la o vârstă că nu acel anturaj, nu grupul respectiv îți dă puterea sau independența de care ai nevoie niciodată. Totul depinde de personalitatea fiecăruia și de modelul de familie în care a crescut. Dacă este obișnuit să facă anumite lucruri bune, să fie aproape de părinții lui, adolescentul va crește cât de cât armonios în mod normal. Le spun părinților, eu sunt foarte bucuroasă și sunt foarte fericită pentru că pot să colaborez cu părinții de la clasa mea unde sunt dirigintă și vin la ședință. Chiar sunt foarte bucuroasă pentru că întotdeauna am părinți la ședință, spre deosebire de clasele mai mari, unde interesul mai scade din partea părinților, fie pentru că sunt ocupați, fie pentru că nu îi mai interesează așa cum îi interesa în gimnaziu. Și mereu discut anumite probleme, le știu situația familială, în particular, în școală, și de obicei le spun, mai puneți-i și la muncă. Lucruri
mici, să ducă gunoiul, să își facă ordine în cameră, să cumpere o pâine, să, adică solicitându-le asemenea lucruri, le crește și stima de sine și încrederea că pot să facă și ei și să ajute în familie și le mai țin și timpul ocupat, crescându-i în spiritul acesta gospodăresc al delnicilor. Vreau să vă spun că am învățat de la mama mea să gătesc prin imitație sau prin faptul că stăteam pe lângă ea și o ajutam la mici treburi. Am învățat să gătesc. Am învățat că trebuie să fiu ordonată. Aveam o zi, sâmbătă, când ne făceam, era mai mărișoară, aveam 11-12 ani, când ne făceam singure curat în cameră, în ordine la cărți, sau vara, când se termina școala, făceam ordine în birou și strângeam cărțile și le donam. Știți că atunci făceam colectă de hârtie. Da, da, da. Iar toamna, când venea la fel, hăinuțele le pregăteam pentru școală și ne înnoiam și caietele și tot. O anumită responsabilizare încă de la cele mai mici vârste, pentru că se cred și ei importanți și atunci părintele îi acordă sunt în credit mea, și da. au și ei o mică parte în treburile familiei, pentru că, bun, nu le pun să spele vasele la 5 ani, la 9 ani, la 10 ani, dar măcar să strângă jucăriile sau măcar să strângă culorile sau lucruri efectiv de bază. Nu pot să spun că eu am timp să fac și asta și asta și asta și asta, că sunt foarte multe de făcut și uneori ca femeie le scap de sub control și hăinuțele, și jucăriile, și hainele, pachetelele pentru școală. Doar vorbim de familie, da? Și totul se face în familie. Totul se face în familie. Și voiam să vă mai întreb ceva, mă scuzați, pentru că tot ne apropiem și de finalul emisiunii. Spuneam la început că anul acesta, Ziua Internațională a Familiei, s-a axat pe promovarea egalității de gen și a drepturilor copilului. Încă mai există țări în care femeile sunt discriminate, drepturile copilului nu sunt respectate, vorbim de violență în familie, violența asupra copilului. Am văzut situații, de obicei eu nu prea mă mai uit, în ultima vreme nu m-am mai uitat la știri, dar am văzut situații când copiii sunt abuzați fizic. În primul rând există violența verbală, ăsta este primul pas. În familie se vorbește urât și atunci și copilul va vorbi automat, folosind aceleași expresii, folosind, eu știu, aceleași ticuri verbale sau imitând comportamentul adulților din familie. Se trece apoi la un alt pas care este foarte dur și de nedorit, violența fizică. Copiii care sunt bătuți acasă vor deveni și ei niște posibili bătăuși, niște posibili infractori. Îi vor bate, îi vor agresa pe cei din jur, colegi, copii mai mici, și se vor manifesta ca atare. Există abuzuri la nivel, eu știu, mondial, când copiii sunt puși să muncească, când copiii sunt puși să cerșească. Deci mi se pare absolut inuman, ca tu, adult, să-ți trimiți copiii la cerșit. Mi se pare josnic să fii adult și să apelezi la o asemenea modalitate de a-ți câștiga traiul de pe o zi pe alta. Întâlnesc deseori și în orașul nostru persoane de asemenea factură, de asemenea speță. Mi-e milă de copii. De obicei le dau, cerșetorilor le dau și bătrâni și copii, pentru că sunt categoriile de vârstă cele mai vulnerabile și ei sunt vizați de cerșitorie, eu știu, chiar și mici furtișaguri. Am început să nu le mai dau bani. Am început să nu le mai dau bani pentru că mi se pare ridicol și inutil până la urmă. Am fost foarte impresionată de o fetiță care vine la noi în zona unde locuim și nu mai cere bani, cere de mâncare. Și atunci îi cumpăr un pachet de biscuiți. Nu mi se pare anormal să fac gestul ăsta, dar de dorit ar fi să nu se întâmple. De dorit ar fi să nu se întâmple asemenea situații. Apoi, diferențele de gen. Să știți că deși femeile sunt luptătoare și au câștigat anumite drepturi și
au astăzi posibilitatea să se exprime, au anumite libertăți, au anumite drepturi, totuși sunt femei nefericite care trăiesc în familii doar de dragul copiilor, doar de a nu-și pierde locuința pentru că nu au unde să se ducă și atunci suportă să fie jignite, să fie lovite, să fie maltratate psihic în sensul că nu au voie asta, nu au voie asta, nu au banii lor, depind, dependența de bărbat este în continuare o anumită problemă care le afectează. Acum sunt situații și situații. Nu poți să spui că există un secret al familiei fericite, pentru că nu există. Ești fericit în familia ta pentru că te mulțumești cu ceea ce ai și consideri că este o fericire faptul că ai o locuință, că ai anumite condiții, că ai un loc de muncă, îți poți crește copii. Ești nefericit poate dacă nu ai nu știu ce mașină de anumită factură, dacă nu ai o vacanță nu știu unde, depinde. Sunt anumite praguri pe care le putem considera drept etalon sau nu. Dacă în familie ai fost învățat că așa este normal, e ok pentru tine. Dacă din familie lucrurile nu s-au petrecut chiar în regulă, nu s-au desfășurat lucrurile pe un făgaș firesc, atunci intervin anumite probleme, anumite discrepanțe. Și în societate se vede, să știți. Sunt vecini și vecini, sunt cartiere și cartiere la noi în oraș. Și vezi că dacă dă muzica la două noaptea la maxim, când tu vrei să te odihnești sau copiii te au nevoie de odihnă la ora 1 după amiază și respectivul vine cu bormașina, asta e. Eu vreau să închei și să vă mulțumesc și să spun că a avea o familie este lucru cel mai sfânt. Pentru că știi că aparții unui neam, știi că ai anumite rădăcini, știi că oricând îți poți regăsi un echilibru, un refugiu, un sfat, un prieten în părinți, în rude apropiate și mai cred într-un lucru simplu, pur românesc. Sângele apă nu se face. Și familia este sfântă. Totul da. Începe și se învață și mai întâi de toate în familie. Și apoi se adaugă celelalte, școala, biserica, societatea. Există și posibilitatea să fii fericit în afara unei familii, dar pe mine mă caracterizează cel mai mult rădăcinile. Să știu că aici îmi este locul, că aici m-am născut, că aici voi avea un loc de veci. Nu mă tem de chestia asta, chiar am un loc de veci în cimitirul Eternitatea din Râmnicu Sărat. Avem împreună cu soțul. Pentru că aici ne-am născut și aici ne sunt bazele, aici ne sunt rădăcinile și ne trăim liniștiți viața. Sper să fie în armonie și în pace, fără prea multe obstacole și fără prea multe, eu știu, neajunsuri sau situații neprevăzute. Pentru că omul cât trăiește își dorește să fie bine, să fie bine. Și pentru acest bine al tău și al copilor tăi, lupți în permanență. Să dea Dumnezeu să fiți sănătoși și să vă bucurați mulțumesc, în continuare de familie mulțumesc. Și familia de acasă mulțumesc. Și cea de la școală. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc din suflet. Încă o dată a fost o plăcere să vă ascult. Ați spus că moșteniți acest talent de la tatăl dumneavoastră, da? Da. Mulțumim, doamna profesor dr. Manuela Camelia Sava, vă mulțumim doamnelor și domnilor. Mâine seară vă dau întâlnire, ora 19, la TV Sat, la Presa Liberă Trecere. Sănătate vă doresc, numai bine! Presa Liberă Trecere.